Andrada Lorena, vă prezintă știrile Info Capital. Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit! Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Tot mai mulți copii bolnavi de COVID-19. Spitalul de copii Victor Gomoiu este la capacitate maximă. Vaccinarea anti-COVID. Premiera absolută în România. Autostrada A7, care leagă Moldova de București, va avea pistă de biciclete și stații de încărcare pentru mașini electrice. Mihai Pascadi, expert în date strategice. Am putea ajunge la 28.000 de cazuri de coronavirus pe zi. Iar la final, datele meteo. Numărul cazurilor noi de COVID-19 a ajuns joi la 6.174. Tot mai mulți copii ajung la spital infectați cu SARS-CoV-2. Secția de la Spitalul Clinic de Copii Victor Gomoiu lucrează la capacitate maximă. Numărul cazurilor noi de COVID-19 a ajuns joi la 6.174 și, din păcate, tot mai mulți copii sosesc la spital din cauza coronavirusului. Diana Ionescu, director medical la Spitalul Clinic de Copii Victor Gomoiu, spune că situația devine din ce în ce mai gravă când vorbim despre copii. Sunt copii de la câteva săptămâni, 2 săptămâni, 3 săptămâni, până la adolescenți și chiar adolescenți de 17-18 ani. Deci sunt afectate toate categoriile de copii, povestește doctorul Diana Ionescu. Autostrada A7 Ploiești-Pașcani, care străbate Moldova de la nord la sud și leagă provincia de București, este cel mai avansat proiect major de infrastructură rutieră din regiune. Printre cele mai importante condiții ale acestui nou mecanism european de finanțare se numără componenta verde, de ecologică, contractarea lucrărilor până în 2022 și terminarea acestora până în august 2026. Dacă ritmul de infectări se menține la fel, în jumătatea lunii aprilie am putea înregistra aproape 30.000 de noi infectări într-o singură zi. Acesta este avertismentul extrem de dur făcut de expertul în date strategice, Mihai Pascadi. Situația se poate schimba dacă se găsesc măsuri de restricție suplimentare. De 3 zile încoace creștem cu câte o treime din numărul de cazuri active. Deci avem nu chiar o treime, dar 30% creștere de cazuri active azi față de acum 7 zile. Deci asta indică deja o creștere semnificativă. Undeva la sfârșitul lunii am putea să ajungem la 100.000 de cazuri și ulterior să avem o creștere foarte accentuată, până spre jumătatea lunii aprilie. Există 4 vaccinuri anticovid aprobate la momentul actual de Agenția Europeană a Medicamentului. În România și în mare parte din Europa sunt disponibile momentan 3 vaccinuri: Pfizer, Moderna și AstraZeneca. Cel de-al 4-lea aprobat este de la Johnson & Johnson. Două dintre aceste vaccinuri, Pfizer și Moderna, folosesc tehnica de ARN mesager, care ajută sistemul imunitar să genereze imunitate la SARS-CoV-2, virusul ce cauzează COVID-19. La final, datele meteo. Vremea se va menține rece, temperaturile maxime se vor situa între 0 și 10 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 8 și 0 grade. Vremea se va menține rece, cerul va avea înnorări accentuate în nord-estul și centrul țării, iar în celelalte regiuni se va degaja treptat, mai ales după amiaza și noaptea. La munte va ninge în general moderat cantitativ, iar stratul de zăpadă va continua să crească. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-vest și trecător și izolat pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor situa între 0 grade în estul Transilvaniei și 10 grade în lunca Dunării, iar cele minime vor fi cuprinse în general între minus 8 și 0 grade. Dimineața și noaptea, izolat, cu precădere în sudul și centrul țării, vor fi condiții de ceață. Acestea au fost știrile Info Capital. Eu sunt Andrada Lorena, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.